Astra Giurgiu întâlnește în această seară pe teren propriu formația ASEA Târgu Mureș, în etapa a treia din play-off. Partida se anunță una foarte disputată, pentru că ardelenii ne-au învins și în tur și în retur, iar acum giurgiuvenii își doresc o victorie pentru a-și mai vindeca orgoliul rănit, dar și pentru a nu pierde întâietatea în clasament. Antrenorul Marius Mudic a declarat aseară la conferința de presă susținută la stadionul Marin Anastasovici că și-ar dori 3 puncte, dar a reafirmat că Astra vizează nu neapărat câștigarea campionatului, ci un loc în primele 3 din clasament. Ne așteaptă un meci extraordinar de dificil și îmi doresc din suflet să câștigăm acest joc, fiindcă, virgulă, făcând 3 puncte, ne dă șansa de a rămâne în continuare pe primul loc și așteptăm și noi rezultatele celorlalte două jocuri, fiindcă pot apărea oricând surprize. Dacă voi câștiga cu Târgu Mureș, indiferent ce se va întâmpla la celelalte două jocuri, dacă Steaua câștigă cu Viitorul, ne ducem la 8 puncte de Viitorul. Deci, ușor, ușor ne apropiem de obiectivul care îl avem, primele 3. Dacă se termină un rezultat de egalitate sau Steaua pierde puncte în acest joc, iar ne refacem o oarecare distanță față de Steaua. Între Dinamo și Târgu Jiu, același lucru. Dar noi trebuie să câștigăm jocul ăsta, eu am spus-o de la început. Fiindcă dacă se întâmpla ca eu să fac egal, să nu pot să bat Viitorul, să fac egal la Steaua, ok, și câștigam mâine, făceam 5 puncte. Așa am bătut Viitorul și dacă mâine câștig, fac 6 puncte. Meciurile egale nu te ajută. Eu de asta am spus că este foarte important jocul de acasă cu Târgu Mureș pe care trebuie să-l câștigăm neapărat. Astea au fost calculele mele. Vestea bună este că atacantul Denis Alibec nu s-a accidentat grav în partida cu Steaua și va fi pe teren în meciul de diseară. De altfel, Alibec a participat încă de ieri la cantonamentul de la Giurgiu și s-a antrenat cu echipa alături de Silviu Lung Junior, care este încă în refacere. Alibec? Mâine. Mâine. M-am și speriat, dar credeam că s-a întâmplat ceva. Nu, mâine joacă. Nu are nicio problemă Alibec. A avut o contuzie, a primit o lovitură în coastă, a făcut o injecție atunci, n-a putut să reziste tot meciul și acum și-a revenit. A fost o contuzie foarte puternică.